Și începem seria legendelor la Gala GSP 2022 cu cel mai elegant fotbalist român din istorie, Miodrag Belodedici. Supranumit Căprioara, Belo a fost un fotbalist cu totul și cu totul special. Stilul său aparte, neobișnuit de elegant pentru acele vremuri, anii 80, l-a impus imediat în fotbalul de mare performanță. Puștul născut la granița dintre România și Iugoslavia a făcut performanțe realmente incredibile în Ghenci, a devenit primul fotbalist român și primul fotbalist din istoria fotbalului care câștigă două cupe ale campionilor cu două echipe, evident, diferite. Steaua București și Steaua Roșie Belgrad au fost echipele cu care a câștigat aceste trofee. A jucat, evident, în echipa națională, acel sfert de finală la campionatul mondial din Statele Unite și evident că face parte din generația de aur a fotbalului românesc, iar peste tot unde a evoluat, indiferent că a fost în țară sau în străinătate, a lăsat o impresie excelentă. Și după 18 trofee interne și internaționale majore, omul care în 40 de ani de fotbal înțeleg că nu s-a certat cu nimeni, lucrează în continuare în Fenomen, încercând să împărtășească celor tineri din bunătatea sa. Doamnelor și domnilor, Miodrag Belodedici! Bună seara! Vă mulțumesc pentru acest trofeu care mi l-ați dat. Vreau să vă spun că sunt obișnuit cu trofee. Am vreo 4-5 trofee din care le-am primit și sunt foarte bucuros și sunt mândru că încă oamenii se gândesc la mine și sunt, așa să spun, mă consideră un fost fotbalist care, eu știu, merită trofee. Și pot să vă spun că sunt obișnuit cu trofee și când jucam aveam foarte multe trofee, am câștigat și după ce m-am lăsat de fotbal. În fiecare an sunt invitat undeva și primesc trofee. Sunt bucuros și vă mulțumesc foarte mult și vă doresc mult sănătate și succes în mai departe. Belo, ești în Fenomen, lucrezi în continuare în cadrul Federației Române de Fotbal și evident că trebuie să le răspund suporterilor pentru că au foarte multe întrebări. Ce motive ar avea să fie optimiști privind viitorul pe termen scurt și mediu în privința echipei naționale? Da, bună întrebare. Întrebarea asta e, nu știu, cam o consider mai grea așa, dar ce să vă spun, Federația oferă toate condițiile pentru echipa națională când sunt convocați, le oferă toate condițiile ca să facă performanță. Acum și suporterii așteaptă și suporterii așteaptă de la echipa națională o calificare la un campionat european sau la un campionat mondial. Deocamdată avem probleme și încă suntem în căutări. Sper că următorul campionat să ne calificăm la următorul campionat european cu antrenorul Edi Iordănescu. Domnule Belodedici, vă mulțumim foarte mult pentru prezență și da, vă mulțumim foarte mult pentru amintirile frumoase pe care ni le-ați dăruit.